Știința 360 cu Corina Negrea. Raportul de gardă. Lacune în peisajul european de cercetare în cancer și o solicitare de dublare a bugetului european pentru cercetare, precum și prioritizarea domeniilor insuficient deservite, inclusiv prevenirea, screeningul și diagnosticarea precoce, radioterapia și chirurgia, știința implementării și supraviețuirea. Am citat din câteva dintre concluziile raportului intitulat European Ground Shot, abordarea provocărilor Europei în domeniul cercetării cancerului, un raport cerut și realizat de Comisia Lancet Oncology, un raport la care a contribuit și domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, cu care ne reîntâlnim astăzi. Bună ziua, bine ați venit și felicitări! Bună ziua, mă bucur și eu că ne auzim, mulțumesc tare mult! În primul rând, câteva precizări logistice, să spunem așa. Ce este această comisie Lancet Oncology? În jurul celebrei publicații Lancet, de-a lungul timpului au apărut diverse publicații tematice. Lancet Oncology este una dintre ele. Și mai mult de atât, experții din comunitatea, să spunem, asociată fiecarei reviste, în timp ajuns să dezvolte, să spunem, proiecte de cercetare, așa numitele comisii Lancet. Sunt câteva zeci pe teme diverse și sigur una dintre teme este oncologia. Această comisie Lancet pe tema oncologiei a produs acest raport în ultimele luni. Mă bucur să fac parte dintre autorii acestui raport, pentru că, pe de-o parte, componenta de cercetare-inovare este în focusul nostru de atâta timp și, pe de altă parte, chestiunea inegalităților ne interesează. Iar aceste două subiecte, de fapt, au fost foarte bine puse împreună în cadrul acestui raport foarte, foarte comprehensiv despre care discutăm astăzi. Să spunem că întreg demersul a fost coordonat de profesorul Mark Lawler de la Universitatea Queen din Belfast, din Marea Britanie. Pe profesorul Lawler îl cunosc de câțiva ani de zile. Am lucrat pe proiecte de medicină personalizată, am lucrat în cadrul rețelei inegalităților de la Organizația Europeană de Cancer. Așadar, există un trecut și de lucru împreună și trebuie să spunem că profesorul lor este unul dintre puțini oameni din vestul Europei care au o înțelegere realistă și capacitatea de a asculta oameni din Est pentru a înțelege problemele noastre specifice din regiune. Este important acest raport pentru că, de fapt, stabilește o foaie de parcurs, dar o stabilește arătând clar care sunt nevoile și minusurile de la momentul actual. Cercetarea este, în primul și în primul rând, cea menționată. Nu numai că se cere dublarea sumelor pentru cercetare, dar față de Statele Unite se pare că nu stăm chiar foarte bine. Nu stăm foarte bine nici față de Statele Unite, nu stăm foarte bine nici față de China. De fapt, noi, Europa, trebuie să recunoaștem că, în cel mai bun caz, suntem pe locul 3 atunci când vine vorba despre cercetarea asupra cancerului. Statele Unite, sigur, punctează foarte mult prin zona terapeutică. Marile inovații din ultimul deceniu au venit în special de la companii fondate sau care au sediul central în Statele Unite. China, pe de altă parte, produce extrem, extrem de multe publicații științifice pe zona medicinii genomice și, în general, a disciplinelor omice. Din păcate, Europa este pe locul 3. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Mai cu seamă și trebuie să spunem fără niciun fel de ezitare, mai cu seamă că noi, cetățenii europeni, am investit în programul Horizon Europe zeci, sute de miliarde de dolari în ultimii, haideți să ne referim, 15 ani, de când România este parte din Uniunea Europeană. De ce atât de important? Pentru că, de fapt, criteriul principal de selecție a proiectelor în cadrul programului Horizon Europe este excelența.
Ori noi am cheltuit, cum spuneam, mai bine de 100 de miliarde de dolari, sigur, pe mai multe tipuri de cercetare, dar punând în centru excelența, numai că această excelență, de fapt, nu se reflectă în momentul în care facem această comparație cu Statele Unite sau cu China. Pe de altă parte, dacă ne uităm în detaliu la datele din raport, vom mai identifica cel puțin două elemente. Unul dintre ele ține de uriașa diferență între cercetarea din vestul Europei și cercetarea din estul Europei. Practic nu se poate face comparație, atât de mare este diferența de ordine de mărime. Sigur, este cuantificată prin publicațiile științifice în acest raport. Sigur, este o ușoară creștere în anul 2020 față de 2009 în materie de publicații venind din țările din est. Magnitudinea creșterii însă în vestul Europei este mult, mult mai mare, ca să nu mai vorbim de numărul absolut de publicații științifice. Dacă noi punem această constatare în aceeași propoziție cu constatarea care vorbește despre inegalități între și vest în materie de acces în general în privința cancerului de la prevenție la tratament și la paliație, vom vedea de fapt că investind bani în cercetare în vestul Europei, de fapt creștem aceste inegalități pentru că în general doar cetățenii din vest sau într-o măsură mult considerabil mai mare beneficiază de rezultatele acestor cercetări. Aici depinde foarte mult de, să spunem așa, înțelepciunea sau de deschiderea sau de abordarea guvernelor țărilor din Europa de Est. Sigur, în alocarea fondurilor pe Sigur. programul Horizon Europe, rolul guvernului, atât formal cât și informal mai ales, este extrem de important. Și da, entitățile de cercetare din România, cel puțin, suferă din cauza incapacității guvernului de a susține interesele de cercetare ale noastre ca țară, ca societate și ca sistem. Sigur, Comisia Europeană solicită includerea cât mai multor entități din estul Europei în proiectele de cercetare bazate pe excelență, dar și aici există băieți deștepți ai cercetării din vest, care fie includ formal în consorții câteva entități din est, care primesc, evident, sume mici de bani, dar sunt contabilizate ca făcând parte din proiectele Horizon Europe, fie este o formulă ceva mai sofisticată, care de fapt pune drept coordonator al unui consorțiu o entitate din Est și majoritatea celorlalți parteneri sunt din Vest și majoritatea fondurilor implicit ajunge în Vest. Asta de fapt nu rezolvă problema inegalităților, ci de fapt maschează, încearcă să cosmetizeze o realitate care, din punctul meu de vedere, trebuie să se schimbe în perioada următoare. Aici trebuie să ducem lucrurile până la capăt. Am vorbit despre criteriul excelenței, dar programul Horizon Europe, mai ales în acest exercițiu, pune din ce în ce mai mult accent pe alte tipuri de abordări. HOPON este una dintre ele, adică entități din state care nu sunt în programe de cercetare pot să adere la consorții deja formate, deja finanțate, cu condiția ca acele consorții să aibă nevoie de respectiva expertiză și, sigur, este componenta widening, care se referă mai ales la țările din centrul și estul Europei, cu programele de twinning și de teaming de care ar trebui să profităm. Dar și aici, vedeți, intervine concurența inevitabilă atunci când e vorba de finanțare și, de fapt, noi ca entități de cercetare suntem de foarte multe ori părăsiți din cauza dezinteresului statului pentru acest subiect. Din păcate, așa stau lucrurile acum. Și aș mai vrea să adaug o componentă extrem de importantă în discuție. Raportul Lancet Oncology Commission ne arată cât de mare este diferența între vorbe și fapte atunci când vorbim despre prevenție, pentru că, de fapt, prevenția primară a cancerului beneficiază de o alocare a fondurilor de cercetare de numai 5%. Este extrem, extrem de puțin și nu se corelează absolut deloc cu discursurile pe care le auzim tot timpul, inclusiv în contextul lansării Planului European de Cancer, discursuri referitoare la prioritizarea
prevenției, prioritizarea screeningului, sigur, pentru screening sunt sume mai mari care au fost investite. Asta arată, pe de altă parte, și cât de mare este lobby-ul industriei farmaceutice, care, sigur, încearcă, pe lângă propria finanțare, să atragă prin, mai ales prin programul Innovative Health Initiative, încearcă să atragă finanțare pentru aceste zone de interes imediat, diagnosticul și tratamentul cancerului. Sigur, fiecare categorie de parte interesată e normal să-și urmărească interesul. Asta e ceea ce spun și eu, și anume că și noi, societatea civilă și statele, guvernele ar trebui să urmărească interesul de sănătate publică și asta înseamnă o creștere a investițiilor în cercetare, în prevenția primară a cancerului. O singură observație mai fac înainte de a trece la celelalte știri. Mi s-a părut de asemenea semnificativ și foarte important ce a declarat Anna Schmutz de la Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului din Franța, care spunea că este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege de ce oamenii nu participă la programele de depistare a cancerului în întreaga Europa. Pentru că și de aici, sigur că da, dacă am depistat la timp, poate că atunci ratele de supraviețuire ar fi mai mari. Exact acesta este exemplul pe care urma să-l dau în a exemplifica ce ar putea să însemne, de fapt, o investiții mai mari în prevenție primară și prevenție secundară, screening, depistare precoce. Dacă ne uităm la prevenția primară, ar putea să fie vaccinarea anti-HPV, iar aici cercetarea, de fapt, se referă la înțelegerea atitudinilor, percepțiilor, a comportamentului individual, a mediului social în care o persoană trăiește, pentru că toți aceștia, am văzut în timpul pandemiei, sunt factori care influențează deciziile pro-sănătatea unei persoane și niciodată până acum, de fapt, programele de prevenție primară și programele de screening n-au inclus sau nu au inclus la adevărată lor valoare datele care provin din zona științelor sociale în principiu. Sigur, am văzut colurile din acest an, competițiile anunțate de Horizon Europe, unele dintre ele solicită implicarea experților din științele sociale. E de văzut în ce măsură și, eu știu, evaluatorii și ulterior cei care se vor uita la rezultatele cercetărilor vor înțelege cu adevărat valoarea acestei contribuții, care e complet diferită de ceea ce cei mai mulți evaluatori și cei mai mulți oameni care lucrează pe proiecte de cancer, de cercetare, înțeleg că este de fapt cercetare în cancer. E nevoie de o schimbare de mindset, cu siguranță. Așadar, raportul Lancet Oncology Commission, pe raportul de gardă, detaliile sunt aici. Mergem mai departe, firește la esențial COVID-19 și alte amenințări de sănătate publică și vorbim despre noi date foarte importante, care arată pe de o parte că reinfecția cu SARS-CoV-2 crește suplimentar riscurile în faza acută și post-acută. Avem un studiu publicat, iată, în The Lancet, care arată că sub varianta Omicron BQ.1.1 a SARS-CoV-2, firește, este rezistentă la toți anticorpii monoclonali aprobați și așa mai departe, le luăm pe rând, chiar dacă schematic. Vă rog, domnule doctor Marius Geantă. Da, mesajul este același din ultimele săptămâni și anume că, din fericire, toată această investiție și prioritizare a cercetării în domeniul COVID, iată, poate fi un exemplu și pentru zona cancerului. Deci toată această prioritizare a cercetării în acest domeniu continuă să producă rezultate, chiar dacă, din punct de vedere social, din punct de vedere mediatic, pandemia s-a terminat, e firesc ca interesul oamenilor să scadă, nu e firesc ca interesul oamenilor din sistemele de sănătate să scadă. Poate așa ajutăm și noi să-și mențină interesul ridicat. Acum vorbim despre reinfecție pentru că, de fapt, din ce în ce mai mulți oameni sunt în situația de a se reinfecta cu SARS-CoV-2, indiferent de statusul vaccinării, că s-au vaccinat cu o doză, două, trei sau chiar cu doza booster. Și aici elementul cheie nu cred că este o surpriză, dar, cum să spun, de la o ipoteză până la confirmare ai nevoie de studii. Nu este, spuneam, o surpriză faptul că reinfectarea cu SARS-CoV-2 crește riscul de long COVID, riscul de sechele, riscul de spitalizare în faza acută a bolii. Așadar, cum să spun, mesajul care derivă de aici este că, pe cât posibil, ar trebui redus la nivel individual riscul de infectare. Sigur că nu este atât de simplu, pentru că acum
Sigur, vigilența din punctul acesta de vedere a scăzut. Pe de altă parte, avem, dacă vreți, un cocktail în acest moment de infecții cu virusuri respiratorii, virusul sincițial respirator, virusul gripal, diverse subvariante de Omicron. BQ.1.1 este doar una dintre ele, de fapt sunt mai multe care circulă. Așadar, suntem într-o etapă cu totul nouă, în care avem aceste infecții respiratorii și care am văzut că afectează destul de mult copiii. Mă feresc să spun că suntem în situația în care numărul de copii afectați este mai mare decât în valurile anterioare, nu avem încă date, dar ce este cert este că în acest moment, cel puțin în București, spitalele de copii sunt supraaglomerate cu infecții respiratorii. Da, nu neapărat cu SARS-CoV-2, cu COVID. Nu neapărat cu SARS-CoV-2 și acesta este iarăși un mesaj important pentru că atunci când apar simptomele respiratorii sau apar simptome, ele pot să fie sugestive și pentru SARS-CoV-2, dar și pentru alte infecții Da. respiratorii. Evident că testarea pentru COVID poate să elimine această variantă. Din punctul de vedere al evoluției pandemiei, cred că suntem în pragul, așa pare, al valului 7. Dar probabil că în România va mai fi nevoie de 2, 3, poate 4 săptămâni pentru ca datele disponibile să ne și indice acest lucru și, iarăși, din păcate o spun, nu putem să avem foarte multe indicii despre, eu știu, varianta sau variantele care sunt implicate în apariția acestui val pentru că nu avem acces la date și știm că numărul de secvențieri în ultima perioadă a fost unul modest, deci e foarte greu să ai concluzii. Sperăm însă ca ceea ce s-a întâmplat cam peste tot până acum cu acest val să se întâmple și la noi și să nu pună probleme mai mari decât valul anterior. Avem în schimb și raportul de gardă scrie despre asta un nou studiu, un review sistematic scrie raportul de gardă publicat ca preprint, care arată noi date despre eficacitatea și siguranța vaccinurilor împotriva SARS-CoV-2 la copii. Și avem de asemenea și un alt articol care arată că totuși virusul circulă, pentru că iată, peste 20.000 a crescut numărul de infecții cu SARS-CoV-2 în Statele Unite, datorită prezenței unui număr foarte mare la meciurile Ligii Naționale de Fotbal din Statele Unite. Virusul circulă și iarăși ceea ce știam, și anume că aglomerările favorizează transmiterea virusului, se confirmă și prin acest studiu din Statele Unite. Este foarte importantă această informație pentru că vorbim despre meciuri care au loc outdoor, National Football League, deci au loc pe stadioane descoperite. Și atunci, relevanța informației este că, iată, virusul se transmite chiar dacă suntem în aer liber. Asta arată capacitatea sistemelor locale de sănătate publică de a monitoriza ce s-a întâmplat cu persoanele respective, pentru că vorbim despre, dacă nu greșesc, aproape 270 de meciuri și peste 1,3 milioane de persoane. Fani pentru 32 de echipe din National Football League, vorbim despre primul sezon pandemic 2020-2021. E bine, acești oameni au fost testați la interval de câte o săptămână și s-au comparat cu meciurile organizate fără public. Noi vorbim acum în condițiile în care abia a început campionatul mondial de fotbal din Qatar. Da. E important în măsura în care, sigur, vom avea date despre COVID venind din Qatar. Sunt și eu curios dacă astfel de raportări vor avea loc în perioada următoare. Două știri, m-aș întoarce la una dintre ele, pentru că mi se pare important ce spune știrea aceasta, și anume că sub varianta Omicron BQ.1.1 este rezistentă la toți anticorpii monoclonali aprobați. Anticorpii monoclonali care au fost dezvoltați, anticorpii monoclonali se administrează în primele 5 zile, ideal, după confirmarea infectării, cu scopul de a reduce riscul de a face forme grave de boală. Iar acești anticorpi monoclonali, de fapt, nu mai sunt eficienți față de această subvariantă, însă această subvariantă conține aceeași informație genetică, de fapt, ca și variantele inițiale ale virusului, iar vaccinarea, chiar și față de varianta de origine, primele tipuri de vaccinuri, conferă un tip de imunitate celulară inclusiv față de aceste subvariante. Problema este că dacă apare infecția, aceasta este de fapt discuția,
nu mai ai instrumente de tipul anticorpilor monoclonal. Din fericire, terapia orală cu Paxlovid pare că funcționează, dar nu mai ai la dispoziție acești anticorpi monoclonali pe care îi poți administra și poți să reduci riscul de a face forme grave de boală persoanele respective. Și încheiem cu o știre care nu are legătură, nu știu dacă directă neapărată cu SARS-CoV-2 și cu COVID-19, în schimb are legătură cu o realitate pe care o trăim. Suntem până pe 24 noiembrie, în săptămâna de conștientizare a rezistenței la antibiotice / antimicrobiene și este foarte important să vorbim despre lucrul acesta pentru că rezistența la antibiotice poate să însemne chiar moartea. Statisticile nu sunt deloc în măsură să ne liniștească. Peste 35.000 de persoane decedează anual din cauza infecțiilor cu patogeni rezistenți la antimicrobiene. Și sigur că aici suntem, cred că, parțial de vină și noi care luăm antibiotic atunci când n-ar trebui. Și asta e adevărat. În același timp, mi-au atras atenție două informații, și anume că în primul an al pandemiei, deci între 2020 și 2021, a crescut numărul de cazuri raportate de infecții cu patogeni rezistenți la antibiotice. Pentru toți agenții patogeni, scrie raportul de gardă. Pentru toți agenții patogeni, ceea ce în sine ar putea să semnifice poate o vigilență crescută la nivelul spitalelor și la nivelul sistemelor de sănătate publică, pentru că ne amintim, în primul an de pandemie, în foarte multe locuri, lucrurile s-au făcut ca la carte, deci e posibil să fi fost identificate și raportate probabil toate cazurile, adică să nu fi scăpat foarte multe, și în aceeași categorie, numărul de infecții cu Acinetobacter, de exemplu, este în 2021 dublu față de media din 2018-2019. Eu le-aș interpreta aceste date tocmai prin prisma ceea ce am spus mai devreme, și anume că dacă își fac treaba, sistemele de sănătate și de sănătate publică, sistemele acestea de supraveghere pot să scoată la lumină aceste cazuri. Acum probabil că vigilența a scăzut și iarăși numărul va scădea în continuare. De ce insist atât de mult pe acest lucru? Pentru că, de fapt, una dintre problemele rezistenței antimicrobiene este faptul că noi nu știm că există. Nu știm că există într-un spital, într-o secție, într-un salon, într-un pat, într-o anumită instalație. Dacă am ști că există, am și interveni așa încât să eliminăm respectivul agent patogen. Și faptul că de multe ori mi-a venit în timpul discuției de astăzi în minte expresia aceasta că practic acționăm cumva în orb, practic acționând în orb nu facem decât să creștem și în cazul rezistenței la antibiotice să creștem din ce în ce mai mult riscurile pentru persoane. Să reamintim ce este Acinetobacter și, de asemenea, pentru că mai scrie raportul de gardă la acest, referitor la acest articol, procentul cazurilor de clepsie la pneumonie a crescut foarte mult. Atât Acinetobacter cât și Klebsiella fac parte din categoria de germen gram-negativ, reprezintă o categorie în sine care pune probleme din punct de vedere al tratamentului și a rezistenței la tratament, iar, sigur, infecțiile pe care le determină pot să fie infecții de tip pneumonie, dar pot să meargă până la cazul de septicemie, în situația în care, evident, nu antibioticele disponibile nu sunt eficace sau nu există antibiotice care să fie eficace. Dar acestea sunt doar doi dintre agenții patogeni care pun probleme. Escherichia coli, care sunt de asemenea foarte cunoscut, are câteva tulpini care și ele sunt rezistente la din ce în ce mai multe antibiotice. Și de asemenea am vorbit, cred, săptămâna trecută despre bacilul Koch și el la rândul lui este rezistent din ce în ce mai mult la schemele uzuale de tratament. Dar vestea bună aici este că există cumva o conștientizare a nevoii de a avea noi soluții la îndemână, de a dezvolta noi clase de antibiotice. Probabil că în următorii 3-4 ani vom avea chiar mai multe astfel de medicamente disponibile, dar așa cum am vorbit și în privința cancerului mai devreme, sigur că e important să găsim soluții terapeutice, dar ar trebui să acordăm aceeași atenție mijloacelor de prevenție și de, în cazul acesta, și de depistare precoce. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Marius Geantă. Detaliile, ca de obicei, pe raportul de gardă. Domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, pe săptămâna viitoare. Pe săptămâna viitoare, mulțumesc mult și eu!